Stimați colegi deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Vă salut pe toți cei prezenți astăzi la ședința plenară a Parlamentului. Rog secretariatul să anunțați prezența. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimată doamnă prim-ministru, stimați deputați, vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Șor Ilan, Bacalu Elena Cerere, Botnar Constantin, Nichiforciuc Eugeniu, Olejnic Alexandr, Vatrâncea Vlad, concediu medical, Gagauz Feodor, deplasare. Mulțumesc, stimați colegi, avem quorum. Rog pentru începutul ședinței să onorăm drapelul. Mulțumesc, stimați colegi, deputați. Vă informez că pe data de 31 octombrie curent, Curtea Constituțională, prin hotărârea sa numărul 26, a validat mandatele de deputat în Parlament a următorilor candidați. Dinadi Verdeș, din partea Partidului Democrat. Vă salutăm! Domnul Vasile Andrei Năstase, din partea Blocului Electoral Acum. Vă salutăm! Vitalie Iftodiei, din partea Partidului Socialiștilor. Galina Sajan, din partea Blocului Electoral Acum. Stimați colegi, pe data de 6 noiembrie anul curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat o hotărâre privind angajarea răspunderii în fața Parlamentului pe marginea unui proiect de lege. Conform prevederilor articolului 106 prim, alineatul 1 a Constituției Republicii Moldova și articolul 119, alineatele 1 și 2 din regulamentul Parlamentului, prim-ministru urmează să prezinte în plenul Parlamentului proiectul asupra căruia și-a angajat răspunderea guvernului. Biroul permanent a examinat adresarea doamnei prim-ministru privind inițierea convocării ședinței plenare a Parlamentului și propune atenției dumneavoastră proiectul ordine de zi. În acest context, vă anunț că astăzi vom examina doar, și vă rog toți să fiți înțelegători, doar proiectul de lege pentru modificarea legii numărul 3/2016 cu privire la procuratură, înregistrat cu numărul 252 din 6 noiembrie 2019. V-am rugat să avem bună înțelegere, să nu examinăm alte proiecte. Asta a fost și decizia biroului. Asta a fost și decizia biroului, de ce supun votului aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru, rog să votați. Majoritatea celor prezenți din sală. Stimați colegi, dat fiind că ordinea de zi a fost aprobată, domnul Sârbu, eu mi se pare că n-am încălcat absolut nimic. Procedură, haideți după ce ascultăm raportul, toate celelalte proceduri. Da, da, vă rog. Domnul Sârbu. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu avem de gând să spunem altceva nimic decât un anunț de procedură legat de decizia fracțiunii Partidului Democrat. În conformitate cu procesul verbal al fracțiunii din data de 7 noiembrie, anunțăm plenul Parlamentului că în calitate de președinte a fracțiunii a fost reales domnul Diacov Dumitru, în calitate de vicepreședinte al fracțiunii a fost ales domnul deputat Nichiforciuc Eugeniu. Secretarul a rămas același. Mulțumim. Da, mulțumim. Felicitări. Asta a câta oară. Felicitări. Este dreptul fracțiunii. Stimați colegi, acum îi ofer, cuvântul doamnei Maia Sandu, prim-ministru a Republicii Moldova. Doamna prim-ministru, vă rog la tribuna centrală. Bună ziua! Cu 5 luni în urmă ne-am adunat
în această sală. Am făcut împreună un lucru care atunci părea imposibil. Majoritatea parlamentară, formată pe 8 iunie, a fost creată cu obiectivul de a elibera țara din captivitate, de a elibera justiția, mass media și instituțiile statului. Asta am promis oamenilor atunci când am mers în campanie în sute de sate și zeci de orașe ale Moldovei. Pentru asta am acceptat guvernarea în condiții extrem de grele. Curățarea justiției a fost și rămâne scopul numărul unu al activității noastre. Doar dacă drepturile oamenilor sunt apărate, legile respectate, iar cei care încalcă legile sunt pedepsiți, doar așa putem construi o țară în care oamenii să vrea să trăiască, cu nivel de trai demn, cu infrastructură bună, cu investiții sigure și speranță de viață în creștere. Pentru asta avem nevoie de justiție independentă și funcțională, de justiție adevărată. E crucial ca acest mecanism să funcționeze. Reforma justiției nu este moftul meu personal. E promisiunea pe care am făcut-o oamenilor și eu îmi respect promisiunile. Oamenii cer dreptate. Pentru asta suntem aici. Nu pot sta cu mâinile în sân să urmăresc cum instituțiile statului își găsesc câte un stăpân nou. Am căutat să fim corecți, inclusivi până acum și unde am ajuns. De fiecare dată s-a intervenit. S-au găsit metode, trucuri ingenioase, scheme și șiretlicuri. Am remarcat intervențiile de la acele concursuri, ele ne-au nemulțumit, dar am considerat atunci că putem trece cu vederea acele derapaje pentru ca majoritatea să poată munci împreună pentru a face regulă în justiție. Da, noi am făcut anumite compromisuri. Le-am făcut pentru a reuși să îndeplinim obiectivul principal. O procuratură independentă, o justiție adevărată. Lupta pentru procurorul general este ultima redută. Este linia roșie. În această preselecție nu pot admite niciun derapaj. Rolul procurorului general este prea important pentru sistemul justiției, iar ingerințele rău intenționate ne pot costa pe toți, pe cetățenii Republicii Moldova, prea mult. Moldova a trecut prin mai multe reforme ale justiției, le-am văzut cu toții. Am avut și o sumedenie de procurori aleși prin mecanisme serioase. Au fost create multiple structuri care trebuiau să apere justiția de tentative de capturare. Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională și totuși efectul acestor intervenții s-a lăsat așteptat. Bunele intenții nu au produs rezultat, fiind neutralizate de înțelegeri politice ascunse. Funcția de procuror a fost tranzacționată pe sub masă între partide, iar atunci când procurorul comitea abuzuri, nimeni dintre politicieni nu și-a asuma răspunderea pentru ele. Politicienii arătau cu degetul unul la altul și se acopereau cu declarații despre falsa independență a procurorului. Eu am decis să procedez altfel. Îmi asum răspunderea politică pentru procesul de identificare a candidaților la funcția de procuror general. Voi identifica și verifica personal oameni onești, curajoși și bine intenționați și îi voi propune Consiliului Superior al Procurorilor. În acest sens, mă încurajează poziția Comisiei de la Veneția, exprimată în alte situații similare, potrivit căreia selectarea procurorului general trebuie să se facă astfel încât să obțină încrederea publicului, iar selectarea procurorului general cu implicarea puterii executive și legislative ar oferi mai multă legitimitate democratică acestei proceduri. Așadar, consideră Comisia de la Veneția, este rezonabil
ca un guvern să dorească să participe în procesul de selecție a procurorului general, pe motiv că combaterea criminalității este crucială pentru buna funcționare a instituțiilor statului. În aceste câteva luni de coabitare politică, ați avut ocazia să mă cunoașteți bine. De aceea, știți că sunt sinceră atunci când declar că o voi face anume pentru că vreau să avem un procuror cu adevărat independent, nu unul politic. Eu voi da socoteală în fața oamenilor, de aceea sunt cea mai interesată ca următorul procuror să se subordoneze doar legii și Constituției, nu unui stăpân. Angajamentul meu este să avem un procuror liber. Sarcina noastră principală este să construim un stat pentru oameni. O justiție adevărată și funcțională este cheia pentru ca un asemenea stat să poată fi construit. Ați văzut cu toții proiectul de lege pe care îl prezint azi. Iată ce prevede acesta. Prim-ministrul preselectează cel puțin 2 candidați la funcția de procuror general, în funcție de pregătirea și abilitățile lor profesionale, de integritate și de alte calități personale și transmite lista candidaților preselectați și dosarele acestora Consiliului Superior al Procurorilor. Altfel spus, prim-ministrul înaintează o listă scurtă de candidați către CSP. Ulterior, CSP poate alege unul dintre cei propuși de prim-ministru și propune candidatul la funcția de procuror general președintelui țării. Mecanismul este similar cu cel propus și votat în luna septembrie și prevede suficiente măsuri de echilibrare a instituțiilor implicate. Legea mai prevede că instituțiile responsabile vor fi obligate să prezinte toate informațiile pe care le dețin pentru a verifica integritatea candidaților. O altă prevedere a legii este că prim-ministrul poate institui o comisie pentru evaluarea activității procurorului general în caz de imixtiune ilegală în activitatea unui alt procuror sau în caz de intervenție ilegală de orice natură pe lângă autorități, instituții sau funcționari pentru soluționarea oricărei chestiuni sau în caz de comitere a unor infracțiuni, acțiuni ce afectează grav imaginea procuraturii ori independența procurorilor. Ne propunem să promovăm oameni profesioniști și integri pentru funcția de procuror general. Buna funcționare a procuraturii depinde de curajul, viziunea și integritatea procurorului general și de capacitatea tuturor angajaților acestei instituții de a-și face treaba corect, după litera și spiritul legii, în interes public. Doar așa, procuratura va câștiga încrederea oamenilor. Vă mulțumesc! Doamna prim-ministru, și noi vă mulțumim! Stimați colegi, vă rog să luați loc. Stimați colegi, procedura nu prevede întrebări, comentarii, dezbateri pe margine acestui subiect. De asemenea, vreau să vă reamintesc, cei care nu cunosc, să vă aduc la cunoștință, că dacă în decurs de 72 de ore de la prezentarea în Parlament acestui angajament al Guvernului, cel puțin o patrime din numărul deputaților aleși nu vor depune moțiuni de cenzură, atunci proiectul de lege va fi considerat adoptat. Da, domn Bole, vă rog. De procedură, domnul președinte. Noi am luat cunoștință cu prevederile legislației fracțiunea Partidului Socialiștilor. Astăzi înaintează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului pentru asumarea răspunderii asupra unui proiect neconstituțional. Și dacă îmi permite să dau citire de la Tribuna Centrală. Da, vă rog, prezentați. Haideți să ne respectăm unul pe altul, fără comentarii din sală. De data asta nu sunt comentarii. Mergem după procedură. Îmi permiteți să dau citire moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova pe proiectul de asumare a răspunderii
pentru proiectul legii procuraturii numărul 3 din 2016. În luna iunie 2019, guvernul investit în condiții grele de incertitudine politică a readus speranțele cetățenilor în instituțiile statului. Cetățenii au avut speranța în aceea că administrarea treburilor statului va fi mai eficientă și transformările spre bine nu se vor lăsa așteptate. În loc să schimbe direcția greșită spre care mergea țara, actualul guvern a devenit un cabinet care, prin inacțiunea sa, pe diferite direcții de activitate social-economică, dăunează intereselor actuale generații și viitoarelor generații de cetățeni. Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, plenar, a susținut guvernul Sandu în toate inițiativele incluse în programul de activitate a Cabinetului de Miniștri. De asemenea, de fiecare dată am atras atenția asupra înrăutățirii situației sociale și economice a țării și faptul că unii miniștri care sunt responsabili de blocul economic și blocul social nu fac față provocărilor existente. O provocare importantă pentru majoritatea parlamentară și guvern a fost și este reforma justiției și scoaterea de sub influența politică a sistemului judecătoresc și a organelor procuraturii. În vederea atingerii acestui scop, în luna septembrie 2019, partidele care au constituit majoritatea parlamentară au semnat o înțelegere politică privind obiectivele tranzitorii ale guvernului, președinției și Parlamentului, inclusiv ale fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Partidului Acțiunii și Solidaritate și Platforma Demnitate și Adevăr. În această înțelegere politică, la capitolul justiției și combaterea corupției, s-a ajuns la următoarele. Adoptarea modificărilor la legea procuraturii în formula convenită în vederea selectării unui procuror general independent, incluzând următoarele. Preselecția candidaților la funcția de procuror general să se efectueze de către Comisia constituită de Ministerul Justiției, compusă de Ministrul Justiției, un fost procuror sau un fost judecător cu cel puțin 10 ani de experiență în funcție de judecător sau procuror, un expert internațional cu vastă experiență în procuratură sau în domeniul anticorupției, un expert recunoscut sau profesor titular în domeniul dreptului, un reprezentant al societății civile. Încă un expert național recunoscut va fi desemnat în comisie de către președintele Parlamentului din Republica Moldova. De asemenea, s-a convenit extinderea componenței Consiliului Superior al Procurorilor, CSP-ul, cu 3 membri, ajustarea prevederilor referitor la vechimea necesară pentru candidații la funcția de procuror general, instituirea unor temeiuri noi și obiective de demitere a procurorului general și sistarea concursului inițiat de CSP la acel moment. Aceste angajamente au fost respectate de majoritatea parlamentară prin adoptarea unui proiect de lege privind modificarea legii procuraturii. Conform noilor prevederi a legislației, Ministerul Justiției a organizat concursul de preselecție a candidaților la funcția de procuror general, unde au fost identificate 4 candidaturi. La final, Ministra Justiției a anulat prin ordin, nereglementat de niciun act, propriul concurs de preselecție a candidaților la funcție de procuror general. Iar guvernul, la data de 6 noiembrie 2019, și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru un alt proiect de modificare a legii procuraturii și asta în timp ce noua lege deja în vigoare era contestată între timp la Curtea Constituțională, sub aspectul constituționalității sale, concursul fiind promovat fără a se aștepta decizia acestui organ și fără a se aștepta opinia Comisiei de la Veneția pe acest subiect delicat. Noul proiect asumat pune în pericol grav independența procuraturii și politizează această instituție. Guvernul Sandu a încălcat elementarele principii democratice inerente oricărei societăți. A schimbat regulile jocului în timpul jocului. A ignorat toate bunile practici în domeniul desemnării unui procuror general independent. A ignorat Constituția țării sale și opinia Comisiei de la Veneția, preferind să nu o aștepte.
S-a substituit parlamentul pe parlamentul pe un subiect de un colosal interes public, evitând dezbateri publice, a ignorat principiul transparenței decizionale și consultarea societății și, cel mai grav, în actuala conjunctură, a trădat încrederea partenerilor politici și internaționali, deținerea cărora s-a bucurat fără rezerve, neconsultându-i demonstrativ. Asemenea, matrapazlicuri politice nu pot fi tolerate. Deja, guvernul Sandu se face responsabil de eșecul total a reformei justiției. Opinia Comisiei de la Veneția practic a desființat reforma propusă privind evaluarea judecătorilor și restructurarea Curții Supreme de Justiție. Nu s-a făcut public raportul OSCE-ODIR, prin care se critică dur reforma justiției, elaborată de actualul Minister al Justiției și Ministra Justiției, prin faptul că se manipulează opinia publică în lipsa oricărei viziuni strategice previzibile. Noul proiect de lege asumat de guvern agravează și mai mult situația dificilă în domeniul justiției. În loc să învețe lecția, guvernul își asumă răspunderea pentru un alt proiect de lege de modificare a legii procuraturii, care ridică și mai mari întrebări de constituționalitate. Acest proiect de lege pune capăt eforturilor statului de a reforma procuratura după un model european, deoarece se încearcă a se reveni la formula veche de desemnare a procurorului general pe criterii politice. Dacă până la adoptarea legii cu privire la procuratură, numărul 3 din 2016, candidatura la funcția de procuror general era propusă de președintele Parlamentului, formula modificată pentru a exclude unele influențe politice asupra procurorului general, atunci astăzi guvernul nu a găsit alte posibilități decât să revină la formula desemnării politice a unui candidat, dar din data aceasta de către prim-ministru. Acest proiect de lege asumat de guvern nu face altceva decât să ne arunce în trecut și să reducă procuratura și justiția în ansamblu la cheremul clasei politice unor politicieni președinți de partide. Data de 6 noiembrie 2019 va rămâne în istoria justiției ca ziua în care s-a anunțat întoarcerea armelor împotriva justiției. Am asistat în acea zi la anularea contrar legii și regulamentului a concursului pentru selecția candidaților la funcție de procuror general. Și tot în aceeași zi, guvernul și-a asumat răspunderea pentru un proiect de lege din start neconstituțional, un proiect prin care se dorește ca viitorul procuror general să devină marionetă în mâinile prim-ministrului și să execute comenzi și mofturi politice. Și doamna prim-ministru și ministra justiției au ales satisfacerea interesului particular politic în detrimentul interesului general al societății. Tentativa grosolană de a subordona politic procuratura de către prim-ministru dovedește o lipsă de respect față de ordinea constituțională. Prin acest proiect de lege asumat de guvern se încalcă principiul separației și echilibrului puterilor executive și cele judecătorești, procuratura făcând parte din puterea judecătorească, principiul general consfințit în Constituția Republicii Moldova. Acest demers intervenționist a guvernului și prim-ministrului încalcă flagrant acordul de bună guvernare semnat de actorii politici din majoritatea parlamentară. Ca și consecința acestei excrocherii politice, guvernul, care a încercat să subordoneze politic procuratura, trebuie dimis. Analizând cele expuse, concluzionăm. Guvernul Sandu a demonstrat incapacitatea totală politică și profesională de a rezolva problemele acumulate și de a opri aprofundarea crizei în toate sferele ale vieții societății. Guvernul Sandu se face vinovat de eșecul reformei justiției. Lipsa de profesionalism și responsabilitate, prejudiciile aduse cetățenilor Republicii Moldova, abandonarea intereselor naționale, încercarea de a subordona politic procuratura, încălcarea flagrantă a Constituției denotă o incapacitate a prim-ministrului de a gestiona un guvern de coaliție. Toate acestea determină
semnătare prezente moțiuni de cenzură, să cerem demiterea guvernului prin vot afirmativ acordat. Doamna președinte, estimați colegi, în această ordine de idei, în baza articolului 106 prim din Constituția Republicii Moldova, prevederilor articolelor 116, 117, 118, 119 și 120 din regulamentul Parlamentului, depunem moțiunea de cenzură asupra activității guvernului în contextul angajării răspunderii în fața Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 3 din 2016 cu privire la procuratură, înregistrat la Parlament în data de 6 noiembrie 2019 cu numărul 252 și exprimăm neîncrederea în Guvernul Republicii Moldova investit. Deputații și semnăturile. Da, mulțumim. Azi e o zi mai specială. Stimați colegi, eu am să transmit, eu ca președinte a Parlamentului, trebuie să sunt nevoită să transmit pentru a verifica corectitudinea și legalitatea acestei moțiuni înaintate. La sigur că văd că aici sunt mai mult de o patrimie de semnături. Înaintată moțiunea a fost totalmente prezentată, de ce eu o transmit la direcție juridică și apoi Comisia Juridică Numiri și Imunități, vă rog să vă convocați, să luați decizia. Aveți 3 zile la dispoziție, în decursul la 3 zile trebuie să fie și raportul Comisiei Juridice Numiri și Imunități și respectiv să propuneți convocarea ședinței biroului, da, mulțumesc, și convocarea ședinței biroului pentru a anunța când va fi examinat în ședința plenară această moțiune de cenzură. Și ca să termin, finalizez ședința de astăzi cu o notă așa mai pacificatoare. Astăzi este ziua Sfântului Dumitru. De ce felicitări pentru cei care sunt Dumitri, inclusiv Dumitri Gheorghe pentru dumneavoastră, nu știu dacă mai este un Dumitru, Dumitru Alaiba, felicitări pentru cei care poartă numele acestui sfânt, să vă aibă Domnul în pază pe toți și pe toți ceilalți și principalul să ne dea Domnul sănătate și înțelepciune la toți. Stimați colegi, în mai multe localități se sărbătorește azi hramul localităților, de aceea din numele dumneavoastră a deputaților vreau să le transmit urări de bine, pace, sănătate și prosperitate în toate localitățile unde astăzi sărbătorește hramul localităților. Doamna Tauber, dacă la acest subiect, da, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, astăzi în familia noastră a Partidului Politic Șor este o mare sărbătoare. Sărbătorim hramul orașului Orhei. Astăzi se împlinește 465 de ani și vă invităm cu mare drag la evenimentul care este organizat cu ocazia dată. Avem un program special și dacă dumneavoastră o să aveți posibilitatea, într-adevăr, o să fim bucuroși să vă vedem în orașul Orhei. Vă mulțumim pentru invitație. Stimați colegi, despre următoarea ședință, săptămâna viitoare, la sigur, veți fi anunțați. Se va convoca biroul permanent și vom anunța. Mulțumesc!